Atâția ani mi-am dorit copilul ăsta și atâta timp am visat că o să rămân însărcinată și acum când în sfârșit s-a întâmplat... Mamă, aș vrea să tac, numai că... Atunci taci. Nu tac, ți-ai căutat-o cu lumânarea. Vreau să-mi iau copil. Regret, dar nu se poate. Vreau să știu cum se simte, vă rog. Dumneavoastră trebuie să știți un singur lucru. Nu vă mai băgați nasul unde nu vă fierbe oala, pentru că toată treaba asta se poate termina urât. Se pare că... Nu eram singura din casa asta care avea secret. Fiecare zi e din ce în ce mai grea fără sărutările tale, fără corpul tău lipid al meu. E atât de dor de tine că o să nebunesc. Așadar, soțul meu cel bun, cel sfânt, cel perfect, avea o iubită secretă. Cine? Carolina. L-ai depistat? Am reușit. Am depistat de unde s-a întâmplat. Bunic? Târziu. Ce s-a întâmplat? Și Ștefan? Unde e Ștefan? Unde e băiatul? E bine? Am ajuns prea târziu. Ce-a făcut? Am făcut tot posibilul, dar am ajuns prea târziu, a plecat. O adunătură de handicapați. Dar Ștefan e bine? Ființa ta că ești nevinovat. Poate știi de unde vii și cine ești, dar toate astea se vor schimba în București. Noapte și zi, orașul e un câmp de luptă. Pierd sau câștig, bine ai venit în junglă. Nimeni nu mă poate opri. Sunt mult prea aproape de stele, de toate. Da? Hei, Tudor, mă asculti? Hai, liniștește-te, a trecut, da? Și bine? Unde te duci? Stai!
să te odihnești, trebuie să mănânci ceva, n-ai mica nimic. Nu vreau să mănânc. Trebuie să mănânci măcar un pic, n-ai mica de nu. Vreau să mănânc. Nu vreau să mănânc. Stai, nu pleca. Nu trebuie să zici nimic. Scuze-mă, n-am nimic cu tine, nu? Mă simt foarte vinovată, Tudor. Vinovată de tot ce s-a întâmplat. Lasă-mi, te rog, cafeaua și nu-ți face griji. Ștefan. Ar fi fost mai simplu. Știu. Știu, Nadia. Nu să cred că încă mai ești în casa asta. Anastasia, hai să o lăsăm baltă. Și așa lucrurile nu stau deloc bine în casa asta. Mă, ție, chiar nu ți-e rușine? Toate lucrurile se întâmplă din cauza ta. Anastasia, n-am chef de nicio ceartă. Normal, sălbaticii nu i-a fost de ajuns și a făcut cu mama așa că a trecut și la fratele meu, nu? Dar terminești, de unde Dumnezeu le scoți? Îmi zici și mie. Nu spune și mie, cine urmează pe lista ta? Hai, răspunde-mi. Eu, nu? Abia aștept să-mi faci ceva. Dar termin odată! Nu înțelegi că nu am... Eu am încercat de fiecare dată să fie pe o bine și atât. Nu înțeleg de ce mă acuzi. Dacă te-ar fi interesat cât uși de puțin de Ștefan, lucrurile n-ar fi ajuns aici. Dispar din viața mea și din ochii mei. Dar ce să coboară? Vin și-o îndată. A venit apărătoarea celor sărași și năpăstuiți? Vorbește frumos. Când erai mică, ți-am schimbat scutecele. E drept, s-a întâmplat de mult asta. Ar trebui să te facă să ai puțin respect față de mine. Și pe mine și pe familia mea, cine ne respectă? Vrăjitoarea asta și-a pus în cap să ne facă petrecanie la toți. Știu mai multe despre durerea ta, dar ți-o împărtășesc și te mângâi. Asta înseamnă respect. Dacă te interesează atât de mult ce s-a întâmplat cu fratele meu, de ce o aperi pe jegoasa aia? Narcisa n-are nicio vină, da? Îl adoră pe Ștefan. Uite ce mi-era frumos discursul, dar la mine nu ține. Și ai grijă cum te mai dai de partea ei. Da. S-ar putea ca în final să dispărești și tu și ea, drept în stradă, amândouă. Te rog frumos să mă ții la curent, da? Oricum, eu o să fac un duș rapid și o să vin. Ce cauți aici, Manuela? Surpriză, surpriză. Ce cauți aici, Manuela? Stai liniștit, Cristian, nu te mai agita. Incredibil. Inima ta nu mai face față. Simpla ta prezență îmi face rău. E, uite, mai puțină agresivitate nu ar strica. Mai ales că ție îți dăunează. Asta e problema mea, da? Absolut. Dar cred că acum suntem în condiții egale, nu crezi? Nu vreau să am nimic de a face cu tine, nici măcar nu vreau să port discuția asta tâmpită. Cristian, nu mă mai subestima. Gata. M-am schimbat. Nu mai sunt aceeași. Mi s-au întâmplat lucruri care m-au învățat să... Să ce? Te-ai, ce? Ai evoluat, te pomenești. Ai ajuns în fruntea lanțului trofic. Ești o curvă. Da. În orice caz, cred că am putea să ne dăm sfatul reciproc, nu? Știi, după ce am... citit corespondența pe care ți-o schimbai cu soția lui Tudor, mi-am dat seama că niciunul dintre noi nu a știut să-și ascundă amanții. Eu m-am lăsat prinsă. Ajunge, ieși afară. Chiar vrei să ies? Dar te rog frumos, oprește-te și ieși afară. Ești tu sigur de asta? Hai, lasă-mă să-ți împrospătez memoria, nu vrei?
Dragă Carolina, ce ridicol poți să fii. Ești... E un copil, dragul meu. Ești așa, Xerox? Chiar atât de proastă, mă crezi? Originalele sunt pe mâna cuiva care nu a rezitat nicio clipă să-i le dea lui Tudor dacă mie mi s-ar întâmpla ceva. Îți mai citesc sau te-ai împrospătat memoria? Și ai vreo altă idee unde l-aș putut duce? Nu. Sincer, sunt complet dezorientat. După ce o să-l găsim pe Ștefan, toți cei vinovați pentru ce s-a întâmplat trebuie să plătească. Să le facem noi ceva rău. Anastasia, nu mai spune prostii. Nu-mi place ca fiica mea să gândească astfel. A, deci nu trebuie să plătească? Ba da, dar eu cred în justiție. Toți cei vinovați vor plăti, dar cum trebuie. Asta este altceva. Cum vrei, dar sărăcuțul așa micuț să pățească ceva groaznic din cauza unei țărănci proaste și neglijente. Anastasia, nu e vina Narcisei. Nu a putut să aibă grijă de el așa cum i-am cerut. Nu e vina Narcisei, termină. Tata, nu pot să cred că nici măcar în momentele astea nu-ți dai seama. În momentele în care Ștefan, băiatul tău, nu știu dacă e viu sau mort, tu continui să o aperi. Nu apără nimeni. Iar Ștefan este viu, se va întoarce acasă, înțelegi? Tata, e numai vina ta. Niciodată nu te înveți minte. Când o să deschizi o dată ochii, să-ți dai seama de ce se întâmplă? Termină cu lupta asta prostească pentru Dumnezeu! Nu mai repeta! Ștefan e viu! Ștefan se va întoarce acasă, înțelegi? Ți-am răscolit trecutul? Doare? Nu, provoci scârbă. Nimic din ceea ce îmi spui nu mă mai rănește, să știi. Ce ți-a făcut băiatul ăsta? Cum te-a transformat el în cățeaua asta jegoasă? M-a învățat să acționez murdar. Și îmi dau seama că ăsta e singurul mod în care pot acționa cu tine. N-am avut nicio legătură cu soția lui Tudor. A, nu? Nu. Nu? Chiar crezi că îmi trebuie un expert să-mi demonstreze că ăla-i scrisul tău? Măi, sunt falsificate scrisurile. Fii serios, Cristian. Ești avocat. Oricum nu te crede nimeni. Da, probabil. Pe mine nu o să mă creadă nimeni, dar scrisorile vor spune mai mult. Scrisorile sunt falsificate. Cristian, gata! Oprește-te, ajunge! Revină cu picioarele pe pământ! Ce crezi că va spune Tudor când va afla că cel pe care l-a considerat un frate, cel pe care l-a luat la birou, cel pe care l-a... Bun, așa! Ce vrei? O înțelegere. Ce? O înțelegere. Bani? Ce nu. Vrei? Ceva care pentru tine ar cântări mai mult decât pentru mine, t-asigur. Ieși afară. Ieși afară. Ieși afară. Ieși afară. Ieși afară. Să fii de partea cealaltă. Am privit mult prea mult timp cu detașare suferința oamenilor, a familiilor, a copiilor, a șefilor, a angajaților. Dar când e vorba de familia ta, doar atât de rău. Nu mă îndoiesc. Am trecut de multe ori și eu prin situații asemănătoare și când mă gândeam că sunt practic imună la durere, văd imaginea unui tată care așteaptă ca nenorociția să-i dea copilul înapoi. Și mi se rupe sufletul. Angela, tocmai de aceea te rog să mă ajuți.
Avem nevoie de orice indiciu, măcar să ne dăm seama de unde să începem. Tudor, trebuie să ai foarte multă răbdare. Angela, nu poți să-mi ceri așa ceva. Dar nu-și cer decât ceea ce știu că e cel mai convenabil în cazurile astea. Nu poți să vorbești de răbdare și de timp. Tu nu ești implicată. Dacă ar fi copilul tău acolo, pentru Dumnezeu, e doar un copil. Te înțeleg, Tudor. Crede-mă, te înțeleg. Nu poți rata momente importante din cauza răcelii sau a gripei. Coldrex Max Rib Lemon te ajută să nu ratezi niciun moment special. Coldrex Max Rib Lemon începe să acționeze în 5 minute. Eficient și rapid, ca să fii iar în formă maximă. Coldrex Max Rib Lemon. Fii mai tare decât răceala și gripa. Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Bar n-am cine sunt, ce fac, ce am de făcut. Alo. Ce mai faceți, domnule? Aveți vreo noutate? Cati. O să-ți povestesc mai târziu. De ce m-ai sunat? Am primit la cabinet o cutie pentru dumneavoastră. Ce cutie? Are vreo adresă, vreo semnătură, un nume, ceva pe ea? Nimic, a adus-o portarul. E ciudat, nu? Am acceptat-o. Da, foarte bine, ai făcut foarte bine. Se va trimit acasă prin Petru? Da, te rog. Vine imediat acolo. Ai cadou pentru mine? Nu trebuia să te deranjezi. Lași, domnule. Trebuie să o duci imediat acasă la domnul Tudor. Ciudată treabă. Cu ce se ocupă ăștia? Mai mult respect, te rog. Mai serios, treaba asta cu răpirea și cu morții mi se pare un balamut total. Ei, uite, înseamnă că ți-ai găsit și tu în sfârșit locul. Păi ce, numai eu? Ia, te rog, gata cu comentariul. Hai, du-te imediat. Asta e sclavie. Ia stai așa. Ce? Să nu care cumva să te întorci de acolo fără informații proaspete despre ce se întâmplă, ok? Altfel nu mănânci prăjituri din alea. Hai. Ce n-a zis? Încerca să se justifice prin tot felul de prostii. Una mai mare ca alta și mai e și avocat. De exemplu, cum că scrisorile sunt un fals, că nu a avut niciodată o relație cu Carolina, că nu o să mă creadă nimeni, iar la final a devenit violent. Nu cred. Ba da, când a... Vă aduc ceva? O cafea. Un ceai, vă rog. Când a văzut că situația devine din ce în ce mai urâtă, m-a luat de față și m-a amenințat. Manu, nu te supăra, dar nu ți se pare că ai pierdut situația de sub control? Nu, l-am încolțit. De data asta nu mai îmi scapă. Dar tu l-ai iubit. Nu poți să te răzbuni așa ca și cum. Nu-ți mai pasă de nimic, nu te mai interesează nimic. Draga mea. Spune-ți. El a fost primul care m-a înșelat. Asta în timp ce eu îmi făceam procese de conștiință și mă simțeam cea mai murdară femeie de pe fața pământului. Lasă-l să se învețe mintea. Ai putea totuși să-l pedepsești altfel. L-au adică amândoi v-ați făcut de cap. Poate vă întâlniți, stați de vorbă și faceți și voi din divorțul ăsta unul mai liniștit, nu crezi? Nu am de gând să divorțez. Cum adică? Nu. Am să-l storc până la ultima picătură. Și dacă totuși se va ajunge la un divorț, eu voi rămâne cu tot. Uite unde era Dracula. Dar să știi că mai degrabă ai mutrișoară de fandosită decât de vampiriță. Draga mea, am să-l fac să mănânce din palmă. Știu foarte bine cât înseamnă relația cu Tudor pentru el. Nu e dispus să piardă. Va negocia, te asigur. Mulțumesc. N-aveți pentru ce, domnule Tudor? Mulțumim. Domnul Tudor, vreți să vă ajut să-l desfaceți?
Nu, 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 Mioara, e pentru mine, mulțumesc. De ce e acolo, Tudor? Nu știu. Nu știu, dar o să vedem. Acesta e doar începutul. În curând veți primi trupul întreg al lui Ștefan. Fratele meu! Țară, Elea, nu-i nimic adevărat. Spui asta doar ca să mă liniștesc. Ca și Anastasia crezi că sunt mică și nu înțeleg nimic. Dar înțeleg tot. Iubita mea, nu-i nimic adevărat. Ascultă-mă, nu te mint. Eliza, lasă-mă să vorbesc cu Ileana, te rog, între patru. L-a omorât, nu? Nu, 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 nu gândi așa, Ileana. Nu, Ștefan e bine. Ștefan e bine. Oamenii ăștia se folosesc de mijloacele astea doar ca să ne facă să nu reacționăm. Dar Ștefan e bine și o să se întoarcă printre noi, înțelegi? Mi-e dor de el, tată, chiar mi-e dor de el. Tuturor ne-e dor de el. Dar hai să gândim pozitiv. Hai să ne gândim că totul este bine și Ștefan o să fie bine și o să vină acasă. Da? Așa că îți dai seama că toată lumea în casă e tristă. Vrei să ieșim un pic? Să iei puțin aer? Nu cred că e idee prea bună. Poate că ar fi bine să ieșiți după cum se prezintă situația în casă. Nu, și nu prea am chef. Uneori e bine să te detașezi, ca să poți privi lucrurile limpede. Da, să gândești pozitiv. Toată lumea are nevoie ca tu să fii puternic în casa asta. Bine, dar mai puțin, da? Da, hai. Ieșiți? Da, cred că Narcisa i-ar face bine să iasă un pic. Da, 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 da. Duceți-vă. Duceți-vă. Vă conduc. Duceți-vă. Alo? Ce faceți, domnule avocat? Ați primit cadoul pe care vi l-am trimis? Ce ați făcut fiului meu? Ce ați făcut fiului meu, gunoaielor? Controlați-vă limbajul. Și calmați-vă. Știți foarte bine cum decurs situațiile astea. Dați drumul. Luați-mă pe mine și dați drumul. Chiar credeți că sunteți în măsură să faceți o înțelegere cu noi, domnule Preda? Știm foarte bine că poliția a interceptat convorbirile telefonice și, prin urmare, locul în care îl ținea pe micuț era cu mințel copilașul. Cum se simte? Cum se simte? Veți primi vești de la noi.
trebuie să rețineți un singur lucru. Cabinetul dumneavoastră de avocatură își bagă nasul unde nu-i fierbe oala. Și asta nu ne place. Nu ne place deloc. Alo? 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 Da, imediat. Bună, Chris. Bună. Nu vreau să deranjez. Ai, oricum e deranj. Intră. Am venit la tine, că la mine acasă nu se mai poate sta. Vrei niște apă? Am apă. Da, te rog. Tu ce faci? Pregăteam să vin la voi, de fapt. N-ar trebui să fii la spital? Nu, nu mai. Eu stau lângă taicătul. Îmi place că stai cu el. Păi unde să fiu momentele astea? O să te întreb ceva. Cu ce se ocupă tata? Cu nimic. Nu se ocupă cu nimic. Nu. Bun, și atunci de ce l-au răpit pe Ștefan? De ce trebuia să se întâmple ceva atât de îngrozitor? E clar că a fost răpit ca să-l șantajeze pe Tudor cu ceva. A cu ce e asta? Sau cine sunt ăștia? Ce vor? Crezi că îl pot omorâ? Nu. Nu. Nici nu te gândești la asta. De ce să-l omori? Sunt convins că lucrurile o să se rezolve și că o să fie bine. Nu mai spune asta, te rog frumos. Tot spuneți că o să se rezolve și o să fie bine, dar Ștefan e răpit. Trebuie să te simți vinovată pentru ce s-a întâmplat. Înțeleg perfect ce simți, dar cred că ești nedreaptă cu tine. Da, dar Ștefan era cu mine, înțelegi? Mie mi l-au luat. Dar nu depinde de tine. Tipii ăștia sunt profesioniști, știu foarte bine ceea ce fac. Ce s-a întâmplat domnului Preda se putea întâmpla oricui. Da, dar dacă era Tudor, poate, nu știu, se lupta cu vreunul din ei, înțelegi? Și poate scăpa Ștefan. Gata, gata. Nu mai vreau să te învinovățești. Îți faci rău. Ascultă-mă. Nu aveai ce să faci. Nu aveai ce să faci. Pe Ștefan ar fi răpit oricum. S-a întâmplat pentru că așa trebuia să se întâmple. Ce spus? Domnule, cum să vă zic? Domnule răpitor? Ce vrei? Trebuie să-mi iau baie. Iar? Da. A trebuit acum două ore. Păi, nu explica nimic. Hai, ridică-te, că n-am toată ziua de spus. Hai să mergem. Nu pot. Hai, băieță, ajungi la grădiniță aici. Să stai să duc la toaletă mereu. Ia, păstule.
Hai că-s gata. Mergem? Imediat. E mai liniștit? Ți-e mai bine? Puțin. Vin. Bună. Ce caută femeia asta aici? Bine. De ce nu mă miră că te găsesc aici? Nu e momentul, Zău, nu e momentul acum, chiar nu e. Ba, eu cred că este. Întotdeauna este momentul să ne spunem lucruri importante. Importante și relevante, mai ales. Ce? Am venit să văd dacă te-ai mai gândit la discuția noastră. Trebuie să plecăm. Să văd dacă ai un răspuns pentru mine. Iar dacă toți suntem adunați aici, haideți să vorbim despre ce am găsit eu ieri în dulap. Chris, despre ce vorbește? Să vedem. Tu te plângi mereu că ești tratată ca un copil și în sfârșit ai ocazia să afli o chestie de oameni mari. Îi spui tu sau îi spun eu, iubitule? 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 Anastasia, du-te un pic dincolo. Chris. Te rog, sau mai bine ieși un pic afară, vreau să... Vreau să vorbesc ceva cu Manuela. Ia, Chris, hai. Sigur? Sigur, sigur. Să nu drăznești să mă atingi. Te ascult. Să înțeleg că ești de acord să facem un pact. Zici ce vrei. Multe vreau. Foarte multe vreau. Și mă bucur că ești dispus să negociezi. Liniștește-te, Tudor. Încerc. Măcar au comunicat. Dacă îi făceau ceva lui Ștefan, poate nu mai te dau niciun telefon. Da, probabil. Probabil că ai dreptate, da. O să-l găsim, Tudor, crede-mă. Vreo veste? Deocamdată nu. Pare foarte rău pentru situația asta, domnule Preda. Sper ca lucrurile să rezolve cât mai repede. Da, și eu sper, mulțumesc. Bine, eu am plecat. Sună-mă dacă e ceva, da? Da, secundă, mulțumesc. Mă duc să mai adun niște cafea. S-a oprit în loc, nu? Ce anume? Timpul. S-a oprit, nu? Da. Parcă s-a oprit. Ajunge. Ce anume? Nu te mai uita la mine. Așa. Nu te înțeleg, Chris. Nu-i nimic de înțeles. Hai să vorbim despre altceva mai bine. De ce lași pe femeia aia să mai vină în casa ta după tot ce ți-a făcut? Sunt chestiuni de adulți, ok? Chris, nu mai începe, te rog frumos. Bun, sunt chestiuni de cuplu. Atunci, așa înțelegi?
Bine, scuze. Iartă-mă, Susie. Sunt agitat. Cristian, uită-te la mine. Tu încă mă iubești, nu? Hai că-i momentul. Iubește în continuare. E un bou. Nu înțeleg de ce nu sună ca să ceară banii, ca în toate răpirile. Pentru că nu vor bani. Și ce vor? Nu știu, Ileana. Nu știu. Alo. Da. Așa. Înțeleg. Da, da, sunt aici cu el. Bine. Ce se întâmplă? Hai să mergem sus, Ile. Dar, dar, Gisa. Hai că te-ai că tu arunci ce trebuie. Da. Hai, niciun mai. M-au sunat de la... De la? Tudor, trebuie să mergi la morgă să recunoști trupul unui copil. Oh. A fost găsit mort pe marginea drumului. Dumnezeule! Oh. De semnalmentele lui Ștefan. Ileana, nu te crede nimeni proastă. Ba da, fața acelei femei spunea tot. Ileana, eu sunt sigură că nu s-a întâmplat nimic. Vai, Narcisa, nu te mai preface că nu-ți iese. Dar nu mă prefac, Ileana. Am un presentiment. Ileana, hai să ne mai gândim la lucrurile. Știi că de obicei, dacă ne gândim la ele, poate le atragem. Eu cred că... Eu cred că l-au omorât. Cristian, ai grijă de Eliza. Vreau să vin cu tine. Cristian, te rog. Acum înțeleg. Înțeleg totul. Ce? Nu în fiecare zi pierzi un copil. Asta e pedeapsa lui Dumnezeu, nu-i așa? Ce spui tu acolo, Eliza? Ce naiba spui tu acolo? Zim. Rai, răspunde-mi, ce ai pățit? Au sunat să meargă. Cine să meargă? Să recunoască... Ce să recunoască? La morgă un cadavru. A fost găsit foarte lovit și e posibil să... Gata cu explicațiile, vreau să-l văd, vă rog. Te-am umit!
Uite, aici! Hai, Ștefan! Hai, Ștefan! Ai dedus că eu am avut o aventură cu Carolina. Am dedus, da. Și ai senzația că Tudor o să te creadă dacă îi arăți niște scrisori. O să mă creadă. Oricum am dovezi. Care este prețul tăcerii tale? Să mă întorc acasă. Scoate-te, avocat, și o să te bage la pușcărie. Gata că mă enervezi, mă enervezi. Gura! Unde mă duci? Gura! Ce-i asta? Sărbătorim? Mhm. Ce? V-ați pierdut mințile? Ai venit? Da, am venit. Deși, sincer să fiu, nu înțeleg de ce m-a schimbat. O să fiu direct. Ia-l-o. Conform înțelegerii noastre, momentul ăsta sălbatic a trebuit să fie deja în brațele tale. Credeam că o să fie mult mai ușor, dar fata asta e alunecoasă. Credeai? Dacă într-o săptămână nu reușești să obții un da. Asta e amenințare. Desigur. Aici. Casa mea, nu? Business, vorba asta e capitală. Nimic nu e ce crezi. Ai grijă cu cine umbli ca să nu te accidentezi. Și când ai realizat tot ce ai venit să realizezi, șampania să curgă. Ai venit în jungla.